a fost obținut autorizația de construire pentru Institutul Oncologic Timișoara. Consiliul Județean Timiș a emis documentul fără de care nu putea fi organizată licitația pentru desemnarea constructorului. A fost necesară emiterea unei noi autorizații de continuare a lucrărilor, întrucât va exista o modificare a actualei structuri, a ceea ce s-a vrut a fi în urmă cu aproape 30 de ani Spitalul Municipal Timișoara. Practic, va exista o demolare parțială a construcției și refacerea ei la cerințele, normativele și standardele actuale. Vreau să le mulțumesc specialiștilor de la Universitatea Politehnică Timișoara, cei care au realizat expertiza tehnică pentru reluarea lucrărilor, transmite Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților. Cel mai modern institut oncologic din țară va fi construit pe calea Torontalului. Este cea mai mare investiție care se va face în domeniul medical în județul Timiș. Următorul pas pe care îmi doresc să-l facem cât mai repede, poate chiar în următoarele zile, este scoaterea la licitație a lucrărilor de proiectare și execuție, a mai precizat Alfred Simonis. 250 de milioane de euro sunt alocați pentru acest spital, banii obținuți prin PNRR.